Vreau să încep cu o poveste care e puțin mai greu de crezut, dar este reală. Când eram mic, mă duceam la țară, la bunicul meu după mamă, foarte rar, nu? La bunicul după tată, cred că eram în fiecare săptămână de două, trei ori. La bunicul după mamă mă duceam numai în vacanțe. Și avea o casă nouă, numai ce o construise, și o casă veche. Și sub casa veche era așa, era nu un beci, era ceva mic așa, de-abia intrai în ciuci. În engleză zice crawling space, adică nu era un basement, era un loc așa micuț. Și când vecinul Costel și cu vecinul Doru de peste drum se jucau cu mine ascunsea, m-am gândit eu, acolo mă bag că e negură, nu mă vede nimeni. Luam pietre albe și acolo mă băgam și scăpăram pietrele să văd scânteile, că era negură totală. Ne-am jucat ascunsea și m-am băgat acolo, exact pe diagonală, în colțul opus al beciului lui ascuns, sub casă. Și am dat peste ceva așa, am avut un zgomot, așa ca de farfurie spartă. Nu mi-am dat seama ce este, în sfârșit m-am ascuns acolo. Când s-a terminat cu vați ascunsele astea, cum se numește, mă căutau Doru, Costel, băi, Luc, unde ești, măi, unde ești? Tăceam din gură, să nu mă audă nimeni, să nu știe unde sunt, m-au căutat după ce s-au săturat ei 15 minute, 20 de minute, cât a fost, nu știu. Zice, băi, ieși afară, că ne dăm bătuți, ieși afară. Zice, băi, sunt sub casă, mă. Zice, nu ți-e frică de paianjen? Nu mi-e frică, măi, nu mă mănânc ei pe mine, mănânc eu pe ei, dacă e vorba. Nu mi-e frică. Am ieșit de sub casă, am dus și am luat o lanternă și m-am băgat înapoi să văd peste ce am dat acolo. Și am găsit două ulcioare așa de lut, cu monede galbene așa, aur. Și l-am văzut eu în filmele cowboy pe vremea când era mic, că am luat și eu un ban, l-am băgat între dinți și l-am pus înapoi. Și apoi am spus lui bunicul meu, știi că mie îmi povestea mama că tu ai aur de la turci. Și zic, l-am găsit. Și că ai visat azi noapte, nu există niciun aur. Zic, nu, l-am găsit sub casă. Zice, nu, ai visat azi noapte. Zice, hai la masă. Păi zic, nu, hai să-l arăt. Stai și mănâncă. Zic, ok. El a plecat, n-a mâncat, după masă, zic, hai să-l arăt. Zic, hai. A luat lanterna, m-am dus sub casă, nu mai era acolo. Îl mutase. I-am povestit lui mama, că îl tot mută din stânga în dreapta, probabil că l-a dus undeva unde nu știe nimeni. Bătrânul a murit. Nu știe nimeni din rude unde l-a pus. L-a îngropat pe toată suprafața aia de teren care o avea, nu mai știe nimeni ce s-a ales de aurul ăla. Dar imaginați-vă dacă ar ști cineva și să-l dezgroape și să-l găsească, nu? Ar fi o comoară, nu? Două ulcioare de aur. Ar fi o treabă? Acum toată lumea mă întreabă, unde a stat bunicul tău? Ne ducem și noi să căutăm. Vreau să vă spun că bunicul acela, nu l-am văzut niciodată prea fericit. Totdeauna era supărat, totdeauna era nervos, totdeauna era nemulțumit. Bunicul după tată n-avea aurul ăla, dar totdeauna lucra dăoage și butoaie, dar totdeauna când îl știu eu cânta, numai cântece de a doua venire, sau fluiera. De mult aștepte de nupăci. Și după aceea există o țară ca în povești. Și după aceea ne așteaptă un cămin strălucit. Și după aceea numai tot timpul, dimineața până seara, când mă duceam pe la câmp, că așa se zicea, pe la bunicul și bunica după tată, cânta, zic, bunicule, ce tot cânti atâta? Zice, Lucu, îmi spunea, zice, dacă tu l-ai cunoaște pe Iisus, așa cum îl cunosc eu, și tu ai cânta. Zic, păi eu îl cunosc pe Iisus și eu îl cunosc pe Domnul. Zice, nu, nu-l cunoști. Zic, ba da, îl cunosc pe Domnul. Zice, dar atunci de ce nu cânti? Zic, păi nu cânt, nu-mi trebuie. Păi ce înseamnă că nu-l cunoști? Când îl cunoști, nu poți să nu cânti. Odată discutam cu el și am spus de aurul lui bunicul celălalt. Și zice, băi, zice, ține minte, ce comoara de preț este să-l cunoști pe Iisus. Zic, da, dar mi-ai mai spus-o asta, spune și mie ceva nou. Și că asta este nou. Vreau să vă spun că în Biblie este foarte clar, zice acolo în Luca 6, că Iisus, să ascultați cu atenție, că o să vă dau un test, un examen la sfârșit și vedem cine ia notă bună și cine ia notă proastă. Deci în Luca 6, zice, Iisus a venit pe un loc întins, mă rog să ascultați acum, și cu el erau, țineți minte, ce erau, îmi traduc din engleză, cu el erau ucenicii lui,
Și o mulțime de oameni. Acum, înainte să merg mai departe, câte grupe erau? Toată lumea ascultă, bă, că nimeni nu răspunde. Câte grupe erau? Ucenicii și o mulțime. Întrebare. Cine era mulțimea? Cine? Lumea sau adventiștii? Păi hai că spune în Biblie, hai să citim mai departe. Că, și cu el acolo erau ucenicii lui și o mulțime de oameni, virgulă, din Iudeea și Ierusalim. De unde erau? Păi cine sunt ăia din Ierusalim? Erau grecii, romanii sau erau adventiștii? Era poporul lui, așa e? Citim mai departe. Auziți. Era o mulțime de oameni, erau ucenicii și o mulțime. Virgulă, mulțime care veniseră să fie vindecați, să fie... De ce venise mulțimea? Să mănânce, să fie binecuvântați, să fie vindecați. De ce venise mulțimea? Sunt două grupuri de oameni care merg la biserică. Toți se întâlnesc aici, toți în sabatul, toți cântă cumbaia, toți mănâncă brocoli și tofu, toți știu starea omului în moarte, toți știu profețiile din Daniel 2 și Daniel 7, toți un grup. Dar în realitate sunt două grupuri. Unii, zice aici, dacă citiți mai departe, ei cei ucenicii mergeau cu el peste tot. Unii care merg cu el peste tot, și la viață și la moarte. Pavel zice, pentru mine să trăiesc e Hristos și să mor este un câștig. Unii care merg cu el peste tot, în toate, și în bune și în rele. Zice, mulțimea, zice, l-asculta și seara pleca. Te duci sâmbătă, ascult, confortabil, Doamne, vindecă-mă, Doamne, binecuvintează-mă, Doamne, ajută-mă cu serviciu, Doamne, am o problemă cu școala, Doamne, ajută-mă cu familia, Doamne, am nevoie cu casa, acum am problema asta, uite, cu șeful sau cu profesorul. Mulțimea vine care are nevoie de o binecuvântare. Dă-mi și mie, când aveam business-ul, aveam un groaz de prieteni, toți veneau la mine și toți erau prieteni și toți vroiau ceva. În momentul în care am renunțat la business și am intrat în lucrare, așa cum au apărut toți după ploaie ca ciupercile, așa au dispărut toți când a dat soarele. Dintr-o dată n-am mai avut niciun prieten. Mulțimea vine la adunare că vor, ați auzit pe cineva? Vreau o binecuvântare. Vor să fie binecuvântați. Ucenicii adevărați al lui Hristos nu vin să fie binecuvântați. Vin să se sacrifice. Iisus spune, am venit să servesc, nu să fiu servit. N-am venit să vin să servească. Ucenicii lui Hristos nu vin să fie serviți, vin să servească. Iisus spune că cine nu își ia crucea după el, nu este ucenicul meu. Câți din cei care merg la biserică sunt dispuși nu să fie binecuvântați, ci să binecuvinteze pe alții și ei să piardă tot, să sacrifice tot. Pentru că Iisus a pierdut tot, nu-i așa? Spune acolo în Hristoria Lumii că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, care îngerii se acoperă și acoperă fața și corpul și picioarele, se pleacă înaintea lui cu respect, cu reverență și cântă sfânt, 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 în prezența lui te topești. Dumnezeu adevărat a venit pe pământul ăsta, a luat păcatul tău și al tău și al tău și al meu și a murit pe cruce, deși era Dumnezeu. A venit să servească. Iar noi venim să fim binecuvântați, venim să fim ajutați. E ok să-i cer Dumnezeu ajutor? E ok sau nu? Da sau nu? Absolut. Zice că aruncați toate îngrijorile asupra lui. Apropo, când zice aruncați îngrijorile, cuvântul este ekbalo. Și ce înseamnă ekbalo? Înseamnă când aruncai pietre să omori pe cineva, se folosește cuvântul ekbalo, înseamnă să arunci ceva tare de tot, departe de tot, încât să nu mai ajungi să le iei înapoi. Când zice să arunci îngrijorile, înseamnă nu că vorbești despre ele, ci că le dai lui și nu le mai iei înapoi, nu mai sunt ale tale. Tu îți vezi de drum, acum sunt ale lui. Înapoi la subiect. Ucenicii, spune Spiritul Profetic, l-au urmat pe Iisus cu bucurie să trăiască pentru el sau să moară pentru el. Pavel zice, mor zilnic. Dispuși zilnic să renunțe la tot. Spiritul Profetic spune în Căminul Advent că zice, Iisus nu a făcut planuri. Credeți că n-a făcut planuri pentru că nu-l ducea sau pentru că avea motive mai spirituale? De ce n-a făcut planuri? Iisus n-a făcut planuri, spune, virgulă, ci în fiecare zi a primit planul de la Tatăl.
Și pe aceea ce la fel și noi, propoziția următoare. Ar trebui în fiecare dimineață să mergem înaintea lui Dumnezeu, să ne predăm planurile noastre, gata să le împlinim dacă Dumnezeu zice așa, sau să renunțăm la ele dacă Dumnezeu zice să renunțăm. Și apoi să cerem planul lui și să urmăm planul lui. Păi Doamne, păi dacă eu cer planul tău, ce se întâmplă cu planul meu? Păi uite să-ți arăt, Doamne. Eu sunt un om organizat și am aici trei liste. Astea sunt lucruri urgente pentru servici. Asta e prima listă. Astea sunt lucruri urgente pentru casă și asta e lista care mi-a dat-o pe alb, care mi-a dat-o nevasta. Care trebuie să, că dacă nu sunt ferit, dacă nu am grijă de lista asta, am încurcat-o. Și Doamne, te rog frumos, ajută-mă și pe mine aici cu lucrul ăsta, Doamne, te rog frumos, ajută-mă și cu ăsta, Doamne, te rog din inimă, ajută-mă și cu ăsta, Doamne, te implor și cu lucrul ăsta, fie-ți milă de mine că mă nu vei, ajută-mă și cu ăsta. Cam așa facem noi, nu-i așa? Ce spune sora aici, Dumnezeu? Iisus n-a făcut planuri pentru el. Și în fiecare zi a primit planurile de la Tatăl. Nu pentru că n-avea probleme, nu pentru că n-avea nevoi, nu pentru că nu era somn, nu pentru că nu era foame, nu că nu i-ar plăcut și lui să aibă o Tesla sau să aibă o casă, nu? Ci pentru că nu s-a gândit la el niciodată, a fost dispus să se sacrifice pe el. Păi da bine, dar el era Iisus, el n-avea nevoie de mine, dar eu am nevoie, am nevoie, nu-i așa? Ucenicii adevărați ai lui Dumnezeu înțeleg că pământul ăsta este tranzitoriu, și îl pun pe Dumnezeu pe primul loc și nevoile lor pe locul doi. Nu e nimic rău să-i ceri ajutorul lui Dumnezeu, să arunci toate nevoile asupra lui. Dar este rău să pui nevoile tale deasupra nevoilor lui Dumnezeu. Dumnezeu vine primul și nevoile tale pe locul doi. Mi-amintesc și noastră, mulți dintre noastră aveți experiența asta. Eram în facultate, la construcții, și aveam un examen la sfârșit de an, un examen destul de important. Și aveam ceva repetiții de cor la Grant și nu mai știu ce mai era, trebuia să ne întâlnim pentru mai multe motive, nu mai mi-amintesc de ce. Și m-am gândit, ce fac eu, mă duc la Grant, se făcea ceva, nu mai știu ce se făcea, trebuie, era nevoie, ne-a chemat pastorul că e nevoie de ajutor. Mă duc la Grant sau stau acasă și mă pregătesc pentru examen pentru mâine. Și aveam un coleg, nu vă spun cine, în sfârșit, zice, băi, trebuie să înveți, mă, dacă pierzi examenul ăsta. Și m-am dus eu frumos la rugăciune, am pus genunchiul jos și am zis, Doamne, nu pot să merg la biserică în seara asta să ajut, că mâine am examen. Și mi-a venit în minte versetul care zice, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea și alte lucruri vi se vor da pe deasupra. Și mi-a zis, da, păi eu îl caut mai întâi pe Dumnezeu, dar nu pot să pierd examenul. Și pe aceea mi-a venit în minte, băi, ce cauți mai întâi, examenul sau pe Dumnezeu? Că nu poți să-l ai pe amândouă, și cu satana și cu Dumnezeu. Păi și mi-am zis, băi, examenul nu-i satana, mă. Școala nu-i satana, nu? Școala e bună. Așa e ce, Biblia, să fim cap, nu coadă. Eu nu vreau să fiu coadă, așa că mă duc la școală, nu mă duc la biserică. Și am stat și m-am gândit și am zis, știi ceva, Dumnezeu vine mai întâi. M-am dus frumos la biserică seara aia, ziua următoare m-am dus la școală. Nu e mare lucru, probabil că s-a întâmplat sau probabil că Dumnezeu a binecuvântat. Mulți din colegii mei au pierdut. Eu am luat cum era pe vremea aia, nota 10. După aceea, odată, eram la liceu, mult mai de mult. Și aveam examenul, teză se numea, teză, cine își mai amintește ce e aia teză. La română, cu un profesor care când mergea, ziceai că și-a zborul, așa mergea. Ziceai că dacă îi trebuie aripi, ăsta decolează. Și aveam teză cu el și când, în momentul în care întârziai, nu mai intrai în clasă. Când a intrat el, se închidea ușa. Și dacă pierdeam la teză și la examenul ăla, puteam să mă duc vara după aceea sau la toamnă. Și a venit vărul meu seara dinainte și vărul meu când venea și vorbeam de biciclete și de motociclete, nu mai dormea nimeni în casă. A venit vărul meu și m-a ținut până la 3 dimineața de vorbă de motociclete. Ce motor, ce poze, ce motocicletă cu tare, cu tare. M-am culcat la 3 dimineața, în loc să mă trezesc ca de obicei la 5 jumate să mă rog și să studiez, m-am trezit la 8 fără 5. Și teza era la 8. Păi când am văzut eu cât e ceasul, am făcut cea mai rapidă rugăciune în istoria rugăciunilor. Doamne, îți mulțumesc că ai făcut mine la noapte, fii cu mine în ziua asta, mulțumesc, amin. Pe ușă. Și pe aceea mi-a venit în minte, băi, cine-i mai întâi, teza sau Dumnezeu? Ce faci, renunți la școală sau renunți la examen? M-am întors înapoi și am făcut o rugăciune mai sfântă, ceva de 2 minute.
Tot nu m-am simțit bine, m-am întors înapoi, am pus ceasul jos să nu-l văd și m-am apucat și m-am rugat serios, apoi m-am apucat și am studiat din Biblie, apoi din Spiritul Profetic. S-a făcut ora 9:30, mi-am luat gândul de la teză, am pierdut-o, nicio problemă. După aceea m-am suit pe bicicletă frumos, aveam o Ucraina, cine mai știe ce erau alea bicicletele alea. Am ajuns la școală, mă gândeam că colegii o să facă mișto de mine, băi, Goia, ai lipsit la examen, băi. Și colegii mă întreabă, zice, de unde ai știut? Ce să știu? Că nu vine profesorul. Pe ce n-a venit? Ce nu, n-a venit profesorul. S-a întâmplat ceva, nu știu care e treaba, un accident, n-a venit. Ce, am stat toți pe aici, am pierdut timpul, n-am avut nicio teză. După ce am ajuns și am intrat frumos în clasă, a apărut și profesorul. Și că îmi cer scuze, dar am avut un accident și am întârziat 2 ore, hai să dăm teza. Când pui pe Dumnezeu pe primul loc, ăsta se par să fie lucruri mici. Dar în realitate, dacă tu ești credincios lui Dumnezeu, Dumnezeu totdeauna va lucra. Și vreau să vă spun că, în general, zice așa, 29 de ani după pocăință, Pavel, după drumul spre Damascus, când și-a predat viața lui Iisus, 29 de ani mai târziu, zice așa, zice, și vreau să-L cunosc pe El și să fiu una cu suferința Lui, una cu moartea Lui, una cu învierea Lui. Nu spune că vreau să-L cunosc pe Iisus în momentul în care mă botez. 30 de ani aproape, după 29 de ani, după ce devenise apostol, și că și vreau să-L cunosc pe Iisus. Păi bă, frate, dacă tu apostol, după 30 de ani de a fi apostol, spui că nu-L cunoști pe Iisus, păi eu unde sunt, mă? Păi eu-L cunosc pe Iisus. Noi credem că a veni la biserică este suficient, dar în realitate, relația cu Dumnezeu este acea relație care îl pui pe primul loc pe Dumnezeu, nu școala, nu serviciu, nu familia, nu sănătatea, nimic altceva. Dumnezeu vine primul și apoi celelalte. Dumnezeu are prioritate peste tine, peste educație, peste bani, peste libertate, peste viață, peste sănătate. Dumnezeu e primul. El să crească și eu să mă micșorez. Dacă El trăiește, eu pot să mor. Dacă El primește tot, de mine nu mă interesează. Pentru că dacă El a dat totul pentru mine, incluzând viața, Dumnezeu și-a dat viața pentru mine, mie de ce mi-e greu să-mi dau școala pentru El? De unde știi că o să folosești școala asta? Dacă mori într-un accident, să alege praful de diploma ta. De ce ți-e greu să-ți dai școala pentru El? De ce ți-e greu să dai serviciu pentru El? Căci că-L iubesc pe Dumnezeu cu toată inima. Cu toată inima te ador, Iisuse. Și când vezi sfinții cum cântă cu toată inima. Și când le ceri, frate, avem și noi nevoie de, uite, pentru evanghelizare, cine vii să ne ajute? Frate, sunt ocupat. Dar iubești pe Domnul cu toată inima. Numai că nu pot să vin. Frații mei, când îl iubești pe Domnul cu toată inima, dai totul. Și viața, și timpul, și sănătatea, și libertatea, pentru că îl iubești fără rezervă. Și dacă este ceva în viața ta care ți-e greu să dai, aia este ce iubești, ăla-i Dumnezeul tău. Ce, nu, mă închin la Domnul. Nu, frate, te închin la icoane. Că orice nu poți să renunți, ăla-i Dumnezeul tău. Pentru că acolo unde este comoara ta, acolo este și inima ta. Și spune Iisus că cine nu este cu mine, e împotriva mea. Deci nu poți să fii, cum zicea tatăl meu, cu fundul în două bărci. Să-L cunoști pe El cu toată inima. Să-L pui pe El pe primul loc, deasupra de orice fel de interes pământesc. Să-L pui pe El deasupra nevoilor personale, deasupra vieții tale, să fii gata cu bucurie să mori pentru El. Asta înseamnă să-L iei pe Iisus, să-L cunoști pe Iisus cu toată inima. Vreau să vă dau un exemplu. Vorbind de comori, de aur, spune așa, că împărăția lui Dumnezeu în Matei 13 se aseamănă cu un om care a găsit, zice, se aseamănă cu o comoară și un om a găsit comoara și ce a făcut după aceea? Ce a făcut? Nu, păi citiți Biblia, fraților. Ce citiți, Coranul sau ce? A ascuns-o. Deci, împărăția lui Dumnezeu, dacă vreți să ajungeți acolo, cine vrea să ajungă acolo? De ce n-ați ridicat toată lumea mâinile sus? Trebuia să ridicați 2 mâini, Doamne. Ok, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu o comoară. Un om, numărul 1. A găsit-o, 2, a îngropat-o, a ascuns-o, a îngropat-o, 3, a vândut cât? M-am uitat în greacă, am făcut traducerea, știți cât de mult a vândut? Tot. A vândut
tot, a vândut absolut tot, cât de mult a ținut pentru el? Vând tot, dar mai țin motocicleta. Cât de mult a ținut? Nimic? Ce înseamnă când nu ții nimic? Ce înseamnă? Zero! Cine dintre noi e dispus să vândă absolut tot? Cine? Hai, toată lumea mâinile sus. Cine vrea să... Amin, dar eu mi-e frică să ridic mâna, că cu inima zic, cu capul zic, vând tot și cu inima zic, dar poți să ții și o puțin? Să vă dau un exemplu de vând tot. Când am ajuns în America, nu duceam foarte bine. Și aveam mașina apostolilor. Știți ce mașină aveau apostolii? Se mergea pe jos. Eu inventasem mersul pe jos și apa caldă. Aveam mașina apostolilor. Mergeam de la apartament la școală pe jos. Și am terminat în Southern și m-am mutat la Andrews cu familia. Și când ne-am mutat la Andrews, soția avea 3 job-uri, eu luam 3 ani într-un an și aveam și 2 job-uri și mai acordam și piane ca să putem să plătim școala, să putem să plătim cărțile, să plătim asigurarea, să plătim apartamentul, să plătim curentul, să plătim toate plățile astea care erau multe de... M-am îmbolnăvisem dintr-o dată, din păr negru am făcut păr alb. Ia. Și tot stresul ăsta. Și în sfârșit am strâns și noi bani să luăm prima mașină. Și a mers un prieten de-al meu, Florin, cu mine la auction, la licitație, la târgul de mașini. Și văd eu un Dodge Grand Caravan, un van. Cine știe ce e la Dodge? Cineva aici? Toată lumea? Ok, bine. Are cineva Dodge? Doamne, Domnul să fie lăudat când aveți Dodge. Ok. Zic eu prietenului meu, băi, uite ce van frumos. Și când m-am uitat înăuntru, avea televizor. Acum, să ai televizor într-o mașină, nu e mare lucru. Dar în 1998, 2 ani înainte de 2000, să ai televizor în mașină, era ceva, nu? Și văd eu că are televizor așa mare și jocuri video. Păi, frate, îmi iau mașină cu televizor. Oh. Zic, Florine, de-aia o vreau. Și Florin zice, nu o lua, mă, că e un junghi. Da, uite ce frumoasă e. Ce, mă, nu o lua, mă, nu te întreb de ce e numai 2500. Păi zic, băi, e minune, mă, că 2500 e tot ce am. E pentru mine. Ce, băi, uite, ia-o pe aia, Toyota aia, că aia la 2500 nu se strică, te duci o viață. Nu lua Dodge-ul ăsta, că e cu problemă. Nu, băi, are televizor. Ce, lasă-mă televizorul, ia mașină care merge motorul, nu televizorul. Zic, nu, pe asta o vreau. Bine, am luat Dodge-ul, am plecat acasă, am mers o săptămână și în timp ce conduceam s-a blocat în viteza a doua. Și l-o să zică a treia, ce, și numai... Am oprit-o, am pornit-o iar, viteza întâia, a doua și acolo. Nu se mai... Am oprit-o, am pornit-o, eram pe drum, pe interstate. Toată lumea, au început oamenii să-mi facă semne urâte cu degetul, să mă înjure. Dă-te la o parte de pe stradă, încurci circulația. Vai de mine, m-am supărat, am tras-o pe dreapta, m-am rugat, Doamne, te rog să vindești mașina, fă tu o minune că tu mă iubești. Și mi-a venit în minte, cine te-a pus să iei Dodge? Doamne, dar are televizor? M-am rugat din nou, Domnul n-a făcut nicio minune, nici de înviere, nici de reparare, niciun fel de minune. M-am enervat, am tras un picior în cauciuc, soția zice, calmează-te măi, că ești pastor. M-am suit în mașină, cu viteza a doua, după 4 ore am ajuns acasă. M-am dus la mecanic, zice, 3.000 costă transmisia și încă 2.000 să o montăm. 5.000 și am dat 2.500 pe toată mașina. Zic, aoleu, ce mă fac? Îl sun pe Florin, că băi, eu te-am spus-o noi, acum ce să-ți fac? Zice, du-te la cimitirul de mașini, ia o transmisie. M-am dus la cimitirul de mașini, am dat 450 pe o transmisie de ocazie, am plătit pe unul din prezbiteri care era mecanic auto încă 500, invers, 500 pe transmisie, 450, nu contează, așa, în total 950, mi-a instalat omul transmisia a doua, a mers 2 săptămâni, s-a blocat iar. Și îmi zice mecanicul, bă, nu trebuia să iei Dodge, că toate au transmisie proastă, toate. Ori poți să schimbi, se rupe tot timpul. E transmisia proastă. Transmisia e cutie de viteze, apropo. Ok. Și ce, bă, are cutia de viteze proastă. M-am dus, deci s-a stricat iar. Foai de mine. M-am dus iar la cimitirul de mașini, am cumpărat iar al transmisie încă 500, am dat încă o dată 450 la mecanic, deci prima dată 950, a doua 950, am schimbat din nou cutia de viteze și după aceea am zis, știi ceva? Nu mai merg cu ea. O vând, las-o să o ia altul. Și mi-am zis, câți bani am dat? 2500 plus 950 o dată și 950 o dată, să-mi recuperez banii, hai că o să cer vreo 4500 pe ea.
Am pus-o de vânzare, semn mare. Mașină cu televizor. N-a sunat nimeni, parcă toată lumea știa. Am scăzut prețul la 4.500, la 4.000, n-a sunat nimeni. Am pus-o pe Craigslist, pe Facebook, pe Amazon, pe eBay, pe ziar, n-a sunat nimeni. Am dus-o în fața la Walmart, la magazin, am pus-o frumos cu afiș, n-a sunat nimeni. M-a rugat, Doamne, ajută-mă să o vând, că m-am săturat de mașina asta, te rog, că Tu mă iubești, Doamne, ajută-mă, cum facem noi, Doamne, ajută-mă, Doamne, ajută-mă, Doamne, ajută-mă. N-a sunat nimeni. Și după aceea, ce zic, băi, ce să fac? Trebuie să conduc. Merg cu ea până se strică și o arunc, pierd bani. M-am suit în ea, mă duc la adunare și țin predică și le spun, dacă cu adevărat îl iubești pe Dumnezeu cu toată inima, renunți la orice. Dacă un lucru nu renunți la el, ăla-i Dumnezeu tău, ăla-i idolul tău. Și pe ce le-am spus renunți la orice, mă suit în mașină și plec acasă și conceam, Doamne, ajută-mă să vând junghiul ăsta, ajută-mă să vând nenorocita asta de mașină, te rog, ajută-mă să vând. Și Domnul zice, mintea așa mă inspiră, Tu mă iubești pe mine? Zic, da, Doamne, cu tot sufletul. Și zice, ok, dă-mi mie mașina. Păi zic, Doamne, eu cu ce merg? Păi ce, mă iubești mai mult decât orice? Da, păi dă-mi mașina. Doamne, dacă ar fi un Mercedes bun, ți l-aș da, dar asta e un junghi, n-ai, îl țin eu, e mașină rea, nu-ți trebuie ție. Tu zbori, tu n-ai nevoie de mașină. Și Domnul zice, mă iubești din toată inima? Da, mai mult decât orice, da, mai mult decât pe mașină. Da, cum să iubesc mașina asta? Dă-mi-o mie de tot. Cât îmi dai pe ea? Că trebuie să am și eu bani, că sunt student, n-am bani, toți banii care am avut, am băgat în ea, trebuie să iau ceva înapoi ca să cumpăr altă mașină. Și Dumnezeu n-a mai răspuns. Și am zis, Doamne, te rog frumos, ajută-mă să o vând și îți dau jumate, uite, țin și eu jumate. M-am gândit eu, păi dacă o vând cu 4.000 și îi dau jumate lui Domnul, rămân cu 2.000, tot îmi iau o mașină. Și mi-a venit în minte, căutați mai întâi. Și apoi ce se întâmplă cu celelalte? Și mi-am venit în minte, ai încredere în mine că te iubesc și celelalte se vor da pe deasupra? Și am zis, da, am încredere, dar nu știu când, așa că mai bine s-o țin. Nu facem noi așa? Facem așa sau nu? Că teoria e extraordinară, la teorie suntem artiști. Te iubesc pe Domnul, țin sabatul, pace frate, pace frate, chiar dacă nu-i pace, știi? Sabat fericit, sabat fericit, chiar dacă nu-i fericit. Sunt artiști la teorie. La practică, frate, cât ești dispus să renunți pentru Domnul? Frate, tot, dar nu acum. Și Dumnezeu m-a inspirat, băi, mă iubești mai mult decât orice, dă mașina. Și am zis, Doamne, ok, ce s-a întâmplat, s-a întâmplat, dacă rămân fără mașină, rămân fără mașină. Și așa e stricată, iau, ia ta. În momentul în care am zis, Doamne, renunț, ia mașina, sună telefonul. Pastor, da, sunt Pam. Ok, Pam, how are you doing? Good, how are you doing, pastor? Good. Pastor, mai ai venul de vânzare? Da, îl am. Vreau să-l cumpăr eu. Nu ți-l dau. De ce? Dacă ți-l dau, nu mai vii în viața ta la biserică. Mă înjuri, mă urăști. De ce? Păi zic, are cutie de viteze rele. Ți-o dau și după aceea se strică la tine. Zic, lasă, o vând și eu la un străin care nu mă cunoaște și nu știe pe cine să înjure măcar. Tu înjuri pastorul, lasă, ți-o dau. Zice, pastore, frate mi-l ți-a reparat-o. Tu uiți că Jeff e fratele meu, mecanicul. Știu că ai probleme cu mașina, de-aia vreau să o cumpăr. Zice, după ce ai ținut predica că sacrificăm totul cu plăcere dacă îl iubim pe Dumnezeu, m-am gândit, ce pot eu să fac? Și ce n-am decât 2.000. Dar Domnul m-a inspirat să duc oamenii care nu au mașini, să-i duc sâmbătă la adunare, că oamenii nu vin că nu au mașini. Și eu ca să-i duc, îmi trebuie o mașină, un ven mai mare. Și ce n-am bani 30.000 să cumpăr unul nou. Cât am eu? Vreo 2.000. M-am gândit că tu, dacă tot ești necăjit cu venul, poate mi-l dai mie pe 2.000. Hai, îți dau 2.000, mi-l dai? Zic, chiar Domnul să te binecuvinteze, o să mă rog pentru tine, că îmi pare, deja, îmi pare rău de tine. A luat venul, eu cu alea 2.000 m-a ajutat Dumnezeu, am luat o Toyota. Am mai stat un an, 2, 3, 4, 5, 9 ani în districtul ăla și apoi m-am mutat în Kentucky. Un an, 2, 3, 4, 5, 7 ani și apoi mă duc până în Wisconsin, conduceam spre Montana. Și opresc acolo sâmbătă și mă întâlnesc cu Pam. Când mă uit în parcare, venea cu venul, același. Și băi, nu s-a stricat. De câte ori ai schimbat transmisia? Că nu s-a mai stricat niciodată. De ce? Păi ce, de când conduc oameni la biserică cu mașina, mașina tot merge. Aproape că a murit venul. Adică băi, la mine te strici de două ori și la asta mergi 9 cu 7, 16 ani mai? Și la mine în 3 săptămâni s-a rupt de două ori? Frații mei, e așa de ușor să zici că îl iubești pe Domnul,
Dar în realitate, cât ești dispus să sacrifici pentru Domnul? Nu vorbim de bani, vorbim de viața întreagă. Cum spune cântarea, îți predau cât? Întreaga viață, tot ce conține, viața întreagă. Dacă Iisus și-a dat viața pentru tine, dacă Dumnezeu cerului și-a dat viața pentru tine, de ce ți-e greu să dai viața toată pentru El? Dumnezeu nu o să-ți ceară viața, nu o să-ți ceară să sacrifici copilul cum i-a cerut lui Avram sau să pleci cum i-a cerut lui Moise, nu o să-ți ceară viața. Dar e foarte trist că noi nu avem timp nici măcar de studiu sau de rugăciune și când Dumnezeu ne cere ceva, uite mă, avem evanghelizare, avem nevoie de voi. Nici atunci oamenii nu sacrifică, pentru că au alte priorități. Școală, servici, familie, întâi lista mea și dacă mai rămâne timp, atunci și Domnul. Dar cine vine primul? Lista mea, nevoile mele. Și când mă duc la rugăciune, cine se roagă așa? Doamne, am nevoie, dar nu vreau să-ți cer nimic pentru mine. Mă interesează ce te interesează pe tine. Cum aș putea eu să servesc ție, Doamne? Noi nu ne rugăm așa, Doamne, cum ai putea tu să-mi servești mie? Cam așa ne rugăm noi. Gândiți-vă, Psalmul 63. Cine știe Psalmul 63? Care e titlul? Zice, un psalm al lui David în pustia din Iudeea. Ce scrie acolo? Zice că într-un teren uscat, fără apă, te-am văzut în sanctuarul tău. Prezența ta e mai bună decât bucatele cele mai grase. Vă amintiți? O spun din traducere. Your presence is better than food. It's better than the riches. O spun în engleză, că nu știu exact cum sună în română. Dacă citiți istoria psalmului, psalmul ăsta a fost scris de David când fugea de împăratul Saul. Împăratul Saul îl urmărea pe David din oraș în oraș să-l omoare. Și David avea câți soldați? La început, când era în pustie, avea 600. 600 de soldați cu soțiile lor și cu copiii. Cam cât credeți că erau în total? 600 cu soțiile și cu copiii. Spune istoria că în jur de 2500, mai mult sau mai puțin, de oameni. Cine a fost în pustia din Iudeea? Wilderness of Judea. Cine a fost acolo? Eu am fost acolo. Știți ce e acolo? Vă spun eu, nimic. Nici nu știu de ce se bat palestinienii cu evreii, că nu e nimic acolo să te bați. Adică nu era nimic când am fost acolo. Nu e iarbă, nu sunt pom, nu sunt flori, nu sunt grădini, nu e apă. E totul numai pietriș și nisip. Și niște peșteri uscate, goale. Peste 10.500 de peșteri. În pustia aia, dacă tu ai 2500 de oameni, femei, copii cu tine. Și împăratul vine cu armata, cu poliția, cu securitatea, cu tot ce are împăratul mai tare, președintele țării, vine cu armata după tine și te omoare. Tu pentru ce te-ai ruga? Doamne, te rog frumos, protejează-mă de împăratul ăsta nenorocit. Te rog frumos, protejează-mă oamenii și nevestele și copiii și toată mulțimea asta care e cu noi. Te rog frumos, Doamne, dă-ne apă. Ce poți să dai tu la 2500 de oameni să bea în pustie? Că trebuie să bea apă zilnic, după două zile mor toți. Trebuie să le dai câtă apă trebuie pentru 2500 de oameni, câte tone de apă pe zi, câte vagoane de mâncare pe zi. De unde e? Am fost acolo. Nu există, frate, niciun fir de apă, niciun măr sau nici măcar un fir de iarbă. Ce dai tu la oamenii ăia să mănânce? Doamne, te rog frumos, fie-ți milă că sunt stresat, dă-ne mâncare, dă-ne apă, Doamne, te rog, strică-te tine cu inima zdrobită, mă iubește, rog, Doamne, ajută-ne cu serviciu, cu... Asta ne rugăm noi. David zice așa, într-un pământ uscat, fără apă, când am venit în prezența ta, te-am văzut în sanctuar. Când te-am văzut, am uitat de foame, când te-am văzut, puterea ta, lumina ta, sfințenia, iubirea ta, când te-am văzut, am uitat de sete, am uitat că mă urmărește împăratul, prezența ta e mai bună decât apa, prezența ta e mai bună decât cele mai gustoase mâncăruri, în prezența ta nu mai îmi pasă că trăiesc sau că mor, dacă vreau ceva în viața asta, nu vreau apă, nu vreau mâncare, te vreau pe tine. Deci, I want you more than food, I want you more than... Deci, te vreau pe tine mai mult decât mâncarea, te vreau pe tine mai mult decât viața. În Psalmul 27 zice, o zi în prezența ta e mai bine decât 1000 de zile în Hollywood, așa zice? În Las Vegas, da? Sau cum zice, nu mai știu. Cine se roagă așa? Cine zice, Doamne, mi-am pierdut serviciu, dar te vreau pe tine mai mult decât serviciu. Cine zice, Doamne, am cancer, dar nu cer vindecare, cer prezența ta. Dacă te am pe tine, că trăiesc, că mor, nu îmi pasă. Te vreau pe tine mai mult decât vindecare. Doamne, mi-am pierdut familia. Dar, Doamne, un lucru vreau de la tine și îl doresc fierbinte. Să fiu cu tine toată viața mea. Că mă vindești, că nu mă vindești. Că îmi dai casa, că nu mi-l dai. Că îmi dai serviciu, că nu mi-l dai. Că îmi dai mașina.
Doamne, te vreau pe tine, nu vreau să mă rog pentru lucrurile astea, pentru că nu sunt prioritate. Tu ești prioritatea, relația cu tine, prezența ta, atât am doresc, te rog frumos, vino în inima mea. Cine se roagă așa? De câte ori auziți la rugăciune, oamenii să insiste pe prezența lui Dumnezeu. Știți, noi vrem binecuvântarea lui Dumnezeu în loc de prezența lui Dumnezeu. Și binecuvântările care Dumnezeu a intenționat să fie binecuvântări au devenit blestemuri, pentru că noi ne închinăm la binecuvântări în loc să ne închinăm la Dumnezeu. Am ajuns să iubim binecuvântările mai mult decât îl iubim pe cel care le binecuvintează. În felul ăsta ne închinăm la binecuvântări în loc să ne închinăm la Creator. Și dacă Dumnezeu se pare să nu răspundă la rugăciune și nu-ți dă binecuvântările, zici, vai, frate pastor, de ce nu răspunde Domnul dacă mă iubește? Frate, tu se pare că iubești binecuvântările mai mult decât îl iubești pe Domnul binecuvântărilor. Doamne, te caut cu toată inima, pe tine. Vreau o relație cu tine. Vreau să petrec timp în rugăciune cu tine. Ce binecuvântare! La rugăciune, auzi, stai de vorbă cu Dumnezeu. Vreau să petrec timp în studiu și în rugăciune. Vreau să servesc ție. Dacă tu îmi rezolvi cu serviciu, bine. Dacă nu, tu știi mai bine. Tu mă iubești. Tu știi viitorul. Tu știi ce se întâmplă mâine. Tu știi pictura de ansamblu. Tu știi totul. Eu nu știu. Am încredere în tine. Am încredere în înțelepciunea, în iubirea ta. Problemele mele ți le arunc asupra ta și mă încred în tine. Eu dacă îți cer ceva, nu îți cer să ai grijă de mine. Îți cer să mă ajut să te cunosc, ca Moise. Vreau să te văd, ca David. Vreau să te cunosc. Vreau să știu cum ești, cum arăți, cum gândești, cum lucrezi. Vreau să te cunosc pe tine, arată în fața ta. Vreau să te cunosc, pentru că să-L cunoști pe Dumnezeu e viața veșnică. Cine se roagă așa? Și apoi ne întrebăm, de ce când vine Iisus o să zică, depărtați-vă de la mine. Doamne, dar noi ne-am dus la biserică, da? Doamne, am mâncat tofu, adică am fost vegetarian, Doamne! Da, e adevărat. Doamne, am ținut sabatul, da? Lene și țin fiecare zi. Doamne, dar am cântat cu toții, cu bucurie. Da, e adevărat, și Satana știe să cânte. Nu vă cunosc. Pentru că relația lui Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, n-are prioritate. Ci nevoile noastre au prioritate. E greșit să ceri ajutorul lui Dumnezeu? Nu, dar de fapt ce e greșit? Să pui nevoile tale pe primul loc, în loc să pui relația cu Dumnezeu pe primul loc. Un creștin adevărat face din relația cu Dumnezeu o prioritate. Un creștin adevărat pune pe primul loc relația cu Dumnezeu. Înainte de orice, spune acolo în Biblie, El îmi trezește urechea în fiecare dimineață. Un creștin adevărat începe ziua cu Dumnezeu, nu iese din casă fără Dumnezeu. Aici, acolo, zice, când mă culc, sunt cu tine. În straja nopții, în ebraică, zice, în miezul nopții. Dacă mă trezesc, tu ești încă lângă mine. Un creștin adevărat nu se separă de Dumnezeu. Când se culcă, e cu Dumnezeu. Dacă se trezește noaptea, e cu Dumnezeu. Dimineața, e cu Dumnezeu. Nu iese din casă. Iisus spune că se trezea dis de dimineață, când era încă negură, și se ruga și studia și petrecea timp cu Tatăl. Un creștin adevărat îl pune pe Dumnezeu pe primul loc. În serviciu îl pune Dumnezeu pe primul loc. În școală îl pune pe Dumnezeu pe primul loc. În familie îl pune pe Dumnezeu pe primul loc. Discutam acum la conferința generală despre proiectul ăsta BTTA, Back to the Altar, înapoi la altar, reconstruirea altarului, care spune Sora White că Ilie va veni și ce va face? Ce a făcut Ilie când a venit? A reparat altarul. Și spune Sora White că va repara altarul. Și spune dânsa așa, altarul de familie până nu este clădit. Niciodată nu se vor întoarce copiii spre părinți și părinții spre copii. Până nu se învață în fiecare dimineață și în fiecare seară să se roage împreună și să petreacă puțin timp să studieze, să discute împreună. Spune că când vor face treaba asta, va veni binecuvântarea în casa lor. Și spune că în timpul sfârșitului, spune dânsa, oamenii vor fi atât de ocupați, zice, Satana o să le ia timpul și mințile cu stres și cu probleme, încât nu o să mai aibă timp de studiu, rugăciune sau de altar. Și spune dânsa, părinții care vor să vadă binecuvântarea în casa lor au datoria să cheme prezența lui Dumnezeu în familia lor, să se roage împreună și să repare altarul de familie. M-am gândit-o cu soția, băi, știi ceva? Dimineață sunăm copiii, seara sunăm copiii, ăla e în Pennsylvania, ăla e în Tennessee. Băi, copii, aveți timp să facem altarul? Da, trebuie să mă duc la servici, n-am timp! Băi, o dată pe zi? Nu! Zic, o dată pe săptămână? Nu! Zic, băi! Să nu mă suni să-mi ceri bani, că și eu zic tot nu. Pa!
Măsura apoi de o dată pe săptămână. Păi nu, păi ei ce vor? Ei vor banii, dăm cu tare, dar niciodată nu vor timpul, știi? Zic, ok, o dată pe săptămână, începem ușor. Zic, sâmbătă, seară, o dată pe săptămână, suntem toți pe telefon, studiem împreună. Gata, uite, asta e cartea, evenimentele finale, luăm câte o jumătate de capitol, ne rugăm și discutăm. Gata, sâmbătă, seară, am început să facem treaba asta. Sunăm copii, intrăm pe FaceTime, le trimit paragrafele dinainte, ne rugăm, studiem o jumătate de capitol, discutăm, uite, ce înseamnă asta, ce înseamnă asta, ne rugăm din nou. Două luni mai târziu, ne zic copiii, băi, de când studiem, simțim altă atmosferă în familie. Vedem binecuvântarea Dumnezeu la servici, vedem binecuvântarea Dumnezeu la școală, vedem binecuvântarea Dumnezeu în familie. Mai mult decât atât, avem pace. Îmi spune al mic, zice, când merg la servici, îmi dă Dumnezeu înțelepciune și știu ce hotărâri să iau și Dumnezeu îmi binecuvântează lucru că totdeauna ies primul, cel mai bun și sunt cel mai apreciat. Zic, măi, copile, înțelege-te, măi, că tu când îl pui pe Dumnezeu pe primul loc, Dumnezeu merge cu tine. Altfel tu ești singur. Ce spune acolo Iisus? Că eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Separați de mine, nu puteți face nimic. Zic, tu când îl pui pe Dumnezeu pe primul loc, tu și Dumnezeu vă uniți, nu vă separați. Și tu dacă sacrifici tot pentru El, Dumnezeu te va binecuvânta, că a promis că toate celelalte, și Dumnezeu nu minte, cel puțin în Biblia mea, toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Măsura așa plină de peste. Zice, gustați și vedeți ce bun e Domnul. Nu-i așa? Le spune, uite, băi, când eram în armată, le spuneam poveștile mele, că lasă că pe aia am auzit-o, știu, spune-mi alta. Păi zic, mă, nu-i vorba de spus alta. Trebuie tu să faci experiența asta. Trebuie tu să-L pui pe Dumnezeu pe primul loc. Trebuie tu să-ți iei un risc, să pierzi totul cu orice preț. Și Dumnezeu să fie primul. Și apoi ai și tu povestea ta, nu spune o povestea mea. Nu-i așa? Două grupe. Ucenicii care merg cu Dumnezeu peste tot. Sunt gata să sacrifice. Pavel și-a pierdut capul. Ioan Botezătorul, la fel. Petru a fost răstignit. Ioan a fost aruncat în ulei fierbinte și apoi deportat. Singurul care a rămas în viață, că l-a făcut Dumnezeu o minune. Iacov a fost tăiat cu sabia. Așa este? Martiri au fost aruncați în arenele de fiare. Oamenii ăia, oameni buni, credincioși, și-au pierdut viața pentru Dumnezeu. Iar noi spunem că îl iubim pe Dumnezeu și câteodată, băi, pierd școala. Păi lasă-mă, lasă, că n-am timp, lasă, că îl iubesc pe Domnul. Țin sâmbătă, merg la biserică, e ok. Frații mei, două grupe. Unii, ucenicii, îl urmează peste tot, zi de zi, nu numai o zi pe săptămână, sunt gata să sacrifice tot, și servici și viață, tot. Dumnezeu e primul. Studiu, rugăciunea, servirea, Dumnezeu, ascultarea planului zilnic. Ceilalți vin o dată pe săptămână, vin la biserică să mă duc să primesc o binecuvântare. Niciodată nu o să găsești, frate, că Dumnezeu nu a pus fericire când tu cauți să fii binecuvântat. Fericirea care a pus-o e când tu servești să binecuvintezi pe altul, pentru că e mai ferice să dai decât să primești. Singura binecuvântare unde găsești fericire, care a pus Dumnezeu, a pus acolo, a turnat fericire, este când tu servești, atunci ești fericit. Vă amintiți de povestea aia care o povestesc eu, femeia din Cuba, cine o știe? Toată lumea, ăla eu, ok. Femeia din Cuba, m-am dus acolo, păi fraților, 150-200 de copii, plus ceva dintre părinți, nu toți, veneau la evangelizare. Și întreb pe pastor, zic, băi, ați făcut treabă nemaipomenită, ați invitat ația musafiri, e biserica asta plină, nu mai e loc. Zicea, pastore, ce nu noi, ce femeia aia. Zic, adică tu îmi spui mie că din toată biserica, o singură femeie aduce toți vizitatorii? Da. Mă duc la ea, măi, femeie, ce faci tu de aduci pe toți? Ce le spui? Și că, frate, nu e ce le spui, e ce faci. Păi spune și mie ce faci. Și că vine o mâine și vezi. La ora 2. Am luat pastorul să mă duc singur la o femeie acasă. Am luat că, nu? Nu-i frumos. Am luat pastorul cu mine. Hai la ora 2 să o vizităm. M-am dus la femeia acasă, am poze pe computer. M-am dus la ora 2 acasă. Casa ei era din peretele ăsta. Până aici, din marginea asta până aici. Cât walk-in closet unde are soția mea hainele. Toată casa ei. Cât șifonierul neveste, cât closetul, sau cum se numește. Și acolo în casa ei erau pe dreapta un pat cu 3 etaje și pe stânga un pat cu 2 etaje și printre patrulea două trebuia să fii slab ca să mergi de-a doua, că altfel nu avea loc. Așa? În față era o masă din aia rotundă cu 3 picioare făcută de mână, așa frumos, cu 2 tamburele scaunele cu 3 picioare, cu un aragaz din ăla de camping micuț și cu o butelie din aia de camping micuță, și asta era tot ce avea femeia. Până la ora 2
vreo 200 și ceva de copii au apărut în fața casei și ce sta jos. Au stat toți pe pământul murdar și femeia se duce și aduce o oală mare cu orez și copiii vin cu farfurii și le pune un polonic următorul, un polonic următorul, un polonic. Le-a pus la toți orez, copiii s-au așezat pe jos, au început să mănânce și eu zic, cine sunt toți copiii ăștia? Și că, păi, eu am, sunt binecuvântată și eu am servici, câștig $14 pe lună. Eu am crezut că zice 400 sau 4000. Zic, cât? Zice $14. $14 pe lună! Și ce oamenii ăștia amărâți, ăștia de vecini, n-au servici. Și ce cum aș putea eu să fiu ca Hristos dacă nu-mi pasă de ei? Că Iisus spune, milă voiesc, nu jertfă. Iisus spune, când vă rugați, îmi întorc capul. Când mergeți la adunare, vă urăsc întâlnirile. Și aveți milă de văduvă și de orfan. Și atunci o să vă ascult rugăciunile. Și ce cum aș putea eu să fiu ca Hristos dacă nu-mi pasă de vecin? Ce Dumnezeu m-a binecuvântat, mi-a dat un serviciu. Ce nu pot să cumpăr toate, dar pot să cumpăr orez. Ce le dau de mâncare. De aici Iisus nu a venit să dea viața asta. Iisus a venit să dea viața veșnică. Că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt. Așa că eu folosesc pâinea, dar ideea nu este să le dau pâine, ci să le dau viața veșnică să nu moară, că Iisus a murit ca să-i salveze. Și atunci folosesc orezul și când copiii mănâncă, le spun azi despre Daniel în groapa cu lei, mâine despre Noe, poi mâine despre Iona în burta peștelui, răspăi mine. De aceea copiii se joacă, vorbesc, dar ascultă. Să mă asigur că ascultă, le-am dat o hârtie și le-am spus așa, te duci acasă și spui părinților povestea care ai învățat de la mine, ca dovadă că ai ascultat și că n-ai uitat. Și dacă tu știi povestea și părinții semnează pe hârtie că ai știut povestea, mâine poți să mănânci o rezină, dacă nu, mâine nu mai vii. Și ce în felul ăsta nu numai că ascultă. De aceea eu la părinți nu pot să le predic, că sunt ori ateiști, ori catolici. Dar copiii se duc acasă și le spun ca să mănânce orez. Și așa folosesc copiii să le predic și la părinți. Și după vreo 10 predici din astea, au început să vină și părinții la biserică. Și mă uit la ea și zic, uai de mine, și tu îți dai salariul tău $14 să hrănești 200 de copii ca să faci lucrarea Dumnezeu cu vecinii? Zice, da! Și ca în Muppets, cine a văzut desene animate cu Muppets, au gura de la ureche la ureche. Și când cască gura și vorbesc, se mișcă tot capul, așa. Ca în Muppets, a zis așa o gură mare, tot capul și zice, m-a binecuvântat Dumnezeu, dau mâncare la 200 de copii. Și eu m-am gândit, băi, eu am 3 frigidere, 3 congelatoare, pline, și niciodată n-am zis, m-a binecuvântat Dumnezeu, dau mâncare la 200 de vecini. Mă duc acasă și spun soției, dacă se strică frigiderul și pierde toată mâncarea, n-ar trebui să mai luăm un frigider? Și nu zic soției, m-a binecuvântat Dumnezeu. Și mi-am zis, care este servirea de care vorbim? Să ai milă de... Nu? Și atunci am stat așa, m-am gândit puțin și am zis, ucenicii vin să servească. Și ucenicii își pun în crearea Dumnezeu. Ceilalți vin să fie serviți, să fie binecuvântați. Și mi-am zis eu, de ce e fericită femeia asta? Femeia asta nu are nimic decât 14 pe lună, dar e fericită. De ce e fericită? Pentru că asta are o relație cu Iisus. Și când ai o relație cu Iisus, tu sacrifici și nu consideri un sacrificiu, ci o faci cu bucurie și consideri un privilegiu. Spune sora White că ucenicii când au înțeles iubirea lui Hristos, nu numai că au fost dispus să sacrifice tot, Petru, Pavel, toți, spun, băi, pentru mine să trăiesc e Hristos și să mor e un câștig. Pavel, când a fost în pușcărie, în Roma, spune acolo, zice, bucurați-vă în toate. Păi cum să te bucuri când ești în pușcărie, frate? Trebuie să nu fii normal la cap, să te bucuri când ești în pușcărie. Și Pavel era legat cu lanțuri de soldatul roman. Și soldat a stat în pușcărie acolo, în house arrest, în arestat acasă, cât timp? 2 ani. Legea romană, dacă citiți istoria, spune că niciun soldat n-avea voie să vină de 2 ori la gardă. 4 ore, garda următoare. 4 ore, garda următoare. Și aveai voie să stai până la 2 ani ca să te vină rândul să ajungi să fii judecat de Cezar. Până la 2 ani. În 2 ani, niciun soldat n-avea voie să mai vină o dată după o lună, două, trei, niciodată. Ca să nu cumva să se lege prietenia între soldat și prizonier și soldatul să intervină cu relații, cu pile, să te libereze. Deci, 4 ore de soldat
Câte ore sunt pe zi, câte ore sunt pe săptămână, câte ore sunt pe an, ați soldați. În 2 ani, câți soldați au trecut prin mâna lui Pavel? Vă înțelegeți? Și el spune așa, zice, la fiecare soldat am predicat. De ce? Pentru că soldatul ăsta nu o să mai aibă niciodată șansa să audă. Soldatul ăsta are 4 ore care poate să fie pierdut sau salvat. E singura șansă care mi-a dat Dumnezeu să salvez omul ăsta pentru care Iisus a murit. Și Pavel nu se gândește la picioarele umflate, la lanțuri, să zică, te rog frumos, vorbește cu cezarul, fă-ți milă de mine că-ți nevinovat. Pavel nu se roagă pentru el, nu se gândește la el. Nu zice, Doamne, te rog, salvează-mă că sunt în pușcărie, ești nevinovat. Ce, Doamne, salvează soldatul ăsta că Iisus a murit pentru el. Și Pavel folosește fiecare oră să salveze fiecare soldat. Să fie sigur că mântuirea ajunge, Evanghelia ajunge și la soldați, și la cezar, și în toată Roma. Ce înseamnă să-L iubești pe Iisus? Înseamnă să nu te mai gândești la tine. Când te botezi, ești la început, te gândești la tine. Când crești în maturitate, cu cât îl cunoști pe Iisus mai mult, cu atâta El crește și tu te micșorezi. Și când cu adevărat îl cunoști pe Iisus, tu dispari cu totul. El este tot și tu ești nimic. Cine vrea să audă predica asta? Nimeni. Frate, spune-ne cum putem avea pace, binecuvântări, dar Dumnezeu nu te-a chemat la binecuvântări. Dumnezeu te-a chemat la servire și la sacrificiu. Și ucenicii adevărați, care urmează pe Iisus peste tot, sunt cei care sacrifică totul cu bucurie. Frate Pavel, e ușor să zici, păi matare, ai un salariu, că ești pastor, dar dacă sacrifici tot ceva, îmi pierzi serviciu. Nu, frate, n-a zis nimeni să-ți pierzi serviciu. Biblia spune că 6 zile trebuie să lucrezi. Ce încerc eu să spun este ca în tot ce faci să nu te desepari de Dumnezeu nicio clipă, să-L pui pe Dumnezeu pe primul loc, în fiecare dimineață, pornezi ziua cu El. Te duci înaintea Lui și ce-i planul Lui, Doamne, ajută-mă să nu mă separ de Tine astăzi și deschide-mi Tu ochii. Dacă e cineva în necaz, dacă e cineva în nevoie, dacă e cineva necăjit, care are nevoie de un cuvânt de încurajare, dacă e cineva care nu te cunoaște pe tine și te caută, deschide-mi Tu ochii, să mă las folosit, să fiu ca Iisus, să fiu o binecuvântare. Voi sunteți lumina lumii, să fiu o lumină. Voi sunteți sarea pământului, să nu fie numai vorbe, să fiu sare. Doamne, folosește-mă astăzi. Asta face un creștin adevărat. Îl pune pe Dumnezeu și planul lui pe primul loc. Ultima poveste și ne oprim. Predica are 42 de slides, am ajuns la slide-ul 4, am făcut ceva. Încheiem, ne oprim că... Am de pe drum și încă n-am apucat să mănânc. Când a sunat fratele, încercam să mănânc și ups, am uitat, nu e de la șapte, e de la șase. Am plecat nemâncat și zis, când nu mănânci e păcat de neiertat. Așa. Înapoi la subiect. Mâncarea pentru mine și sabatul sunt sfinte. Nu le rup niciuna. Și pentru că am un metabolism foarte rapid, am nevoie să mănânc destul de des. Și soția știe și îmi face sandwich-ul. Frumos, miroase bine, arată bine, când mănânc îți lasă gura, până numai când mă gândesc de ce am apucat foamea. Soția mi-a făcut sandwich-ul, am ajuns la servici, mă duc la office, ora 8, nu știu ce, devoțional, un meeting, pe la ora 10, deja mă supără stomacul, mă duc la mine în office, mă încui, fericire. Scot sandwich-ul, mă uit la el, că întâi vreau să-l văd așa, să-l admir. Fac o rugăciune, Doamne, îți mulțumesc pentru mâncarea asta, trebuie să binecuvintez, amin. Și pe aceea mine în minte, trebuie să-L pui pe Dumnezeu pe primul loc. Și zic, Doamne, te pun pe primul loc, mai presus de orice, dar Tu n-ai nevoie de sandwich, că Tu nu mănânci. E al meu. Și când se mușc, Dumnezeu zice, mă iubești mai mult decât orice? Da? Mai mult decât pe sandwich? Absolut! Ok, dă-mi mie sandwich. Cum să ți-l dau? Tu nu mănânci. Dă-l secretare. Păi stai puțin, Doamne, nu suntem în Cuba. Asta e american, că asta are mâncare. Dacă îl dau, se simte jignită. Las că îl mănânc eu. M-am rugat din nou. Doamne, vreau să servesc astăzi, ca Isaia. Iată-mă, trimite-mă. Deschide ochii. Dacă e cineva în nevoie, spune-mi ce să fac. Vreau să te pun pe tine pe primul loc. Vreau să umblu cu tine. Vreau nu numai să-ți cer ajutorul, vreau să mă las folosit. Dacă e vreun lucru, dacă ai vreun plan, spune-mi ce să fac. Așa spune Soraya, să cerem planul lui Dumnezeu în fiecare zi. Și zic, spune ce să fac. Dumnezeu zice, dă-i sandwich-ul secretarei. Că, aoleu, poți să-i dau numai jumate? Zice, nu, dă-i tot sandwich-ul. Ok. Mi-e mai ușor să țin sabatul decât să dau sandwich-ul, știți? Zic, ok, hai că-l dau. Iau sandwich-ul, așa, cu picioare grele, cu inimă grea,
parcă mă duceam la moarte, mă duc să-i dau sandwich-ul, găsesc secretara cu capul pe desk. Femeia a lucrat 27 de ani acolo. E o femeie credincioasă, muncitoare, dedicată. Niciodată de când sunt eu acolo n-am găsit-o dormind. La ora 10 dormea cu capul pe birou, așa. Era să zic, băi, stai puțin, tu la lucru, dormi, mă, trezește-te, băi. Fecioară adormită, știi? Și zic, să fiu politicos, zic, ești ok? Nimic. Mi-amintesc eu din film, mi-am pus degetul aici, încă avea puls. Zic, ești ok? Dă din cap. Zic, am venit să aduc un sandwich. Întinde mâna și lea. Speram că zic, nu, mersi, dar îl ia. După aceea trec 2 minute cele mai lungi din viața mea, parcă eram pe scaunul de dentist. Mă tot uit la sandwich și nu mi-l dă înapoi, nu-l mănâncă. Și tot mă uit în speranța că face ceva. Mă uit la sandwich, plamă, ridic așa capul, ia o gură, pune sandwich-ul. Mă gândeam, poate zice că nu-i place nimic. Stă capul pe masă, mai mestecă puțin, iar ia o gură, iar stă capul pe masă. Și fai, fratele meu, mănâncă-l mai repede măcar. După vreo 10 minute, ridic așa capul, se uită medic la mine. Cine a auzit povestea? Ce m-am născut cu diabet tipul cutare. Ce am o pompă aici care dă câte un drop, câte o picătură de insulină la fiecare 20 de minute. Pompa s-a stricat, eu n-am știut, s-a oprit. Am văzut că mi-e rău, mi-am măsurat zahărul și aveam vreo 360. Mi-am făcut insulină, dar n-am mâncat. Și a scăzut și am simțit că sunt amețită. Când mi-am măsurat zahărul, era 32. Păi când scade sub 30, cântăm Te odihnește în groapa ta. Și ce, când m-am măsurat zahărul, era 32. Și că am vrut să mă ridic, să cer ajutorul, și am amețit și am căzut. Și am vrut să mă ridic din nou și n-am mai putut. Și ce, mi-a fost mintea parcă și băută, ca un nor. Am încercat să țip, să mă mișc, n-am mai putut. Și am știut, n-am putut să vorbesc, n-am putut să iau telefonul, n-am putut să mă ridic, n-am putut să vorbesc, am știut că o să mor. Și m-am rugat și am zis, Doamne, trimite pe cineva cu niște mâncare să-mi crească zahărul. Ce-ar fi fost dacă eu ziceam, stai puțin, bă, frate, asta e un lucru simplu. Noi nu vorbim aici de porunca a șaptea sau porunca a patra sau porunca a doua, noi vorbim de un sandwich. Îl mănânc. Ce s-ar fi întâmplat? Credința nu este, frate, numai că mergi. E bine să mergi la adunare, e bine să ții sabatul. Credința adevărată este să ai o relație cu Dumnezeu în care îl pui pe Dumnezeu pe primul loc de dimineața până seara. Nu de ziua șaptea, ci de fiecare zi. De dimineața până seara. Începi cu rugăciune, mergi cu rugăciune, te oprești cu rugăciune, te culci cu rugăciune, te trezești cu rugăciune, te rogi în timpul zilei, umbli cu Dumnezeu. Pentru că Avraam umbla cu Dumnezeu, Noe umbla, Moise umbla. Ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu? Înseamnă ca tot timpul, 24 de ore pe zi, să fii într-o relație continuă, strânsă. Asta înseamnă rugați-vă fără încetare. Nu că stai pe genunchi tot timpul, ci că în permanență, în orice ai face, ești într-o relație strânsă cu Dumnezeu, îl asculți și faci tot ce spune El cu orice preț. Cu orice preț. Dacă ne zice, du-te și tu, păi, dar Doamne, trebuie să mă duc la școală. Ai încredere în El cu riscul de a pierde școala. Dacă ne zice, du-te și tu, Doamne, trebuie să mă duc la servici. Faci ce spune Dumnezeu cu riscul de a-ți pierde serviciu, pentru că Dumnezeu vine primul și apoi celălalt. Mai presus de orice, Dumnezeu pe primul loc. Aia înseamnă să cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Ce-ar fi dacă toți adventiștii ar avea o relație cu Dumnezeu în care Dumnezeu e pe primul loc, cu orice preț? Vă dați seama cum ar fi bisericile noastre? În care fiecare e gata să servească, în care fiecare studiază, se roagă și e gata să ajute pe ceilalți, în care nimeni nu critică pe nimeni ca ucenicii. Toți se ajută unul pe altul, cum erau ucenicii, aveau totul? Exact, toți se ajută unul pe altul, toți se iubesc unul pe altul. Bă, frate, ar fi prea bine, aș crede că sunt deja în cer. Nu e așa? N-ar trebui să fim așa, fraților. Dumnezeu te cheamă să nu ai numai o credință de formă. Dumnezeu te cheamă să ai o credință reală. O credință ca Avraam, o credință ca Moise. Să umbli cu Dumnezeu, să-L iubești cu toată inima, să-L pui pe primul loc mai presus de orice în viața ta, să nu fie numai teorie. Și să ai încredere că El
care te cheamă să faci ceva, El te iubește, știe nevoia ta și va purta de grijă. Și tu să fii dispus să iei orice risc, să pierzi orice, având încredere că Dumnezeu te iubește și Dumnezeu va purta de grijă. Se va ocupa de școală, se va ocupa de servici, de sănătate, de familie. Dumnezeu va purta de grijă. Așa este? Să ai încredere în făgăduința Lui, că Dumnezeu te iubește și știe tot. Când ai experiența asta, pe măsură ce sacrifici mai mult, pe măsură ce umbli cu El, când vezi cum răspunde El peste așteptările tale, înveți să-L iubești mai mult, să sacrifici mai mult, să te încrezi în El mai mult și să experimentezi pe Dumnezeu. Și de multe ori nu avem experiențe pentru că ne e frică să sacrificăm. Că dacă sacrific, ce se întâmplă cu mine, frate? Și aia înseamnă că ne iubim pe noi mai mult decât pe El. Și ce spune Pavel? Zice că consider toate lucrurile gunoi pentru prețul de a-L ști pe Iisus. Toate lucrurile sunt gunoi, frate. Dumnezeu te cheamă la o relație reală. Nu numai cuvinte, ci o predare totală. Sacrificiu total și nu sacrificiu cu vai de mine, iar trebuie să sacrific. Discutam o dată cu fiul meu al mic. I-am trimis niște bani că avea nevoie, acum nu mai are nevoie. Aștept vremea când o să-mi trimite el mie, nu știu dacă o să se întâmple vreodată, dar în sfârșit. I-am trimis niște bani că avea nevoie și zice, tati, cât să dau zecime din ei? Zice, sper că ai dat tu zecime să nu mai dau ei, să nu mai dau eu. Zice, bă, nărodule, mă, tu trebuie să dai zecime, că tu trebuie să simți sacrificiu. Zice, tati, trebuie neapărat 10%? Zic, nu, trebuie 20%. Zice, păi da, dar Biblia spune 10%. Zic, nu trebuie 30, dacă te tocmești cu mine o să trebuiască 50. Nu te mai tocmi dacă vrei să rămâi acolo. Zice, ok, 20. Și după aceea ce, trebuie să dau și darul? Da! Zice, cât să mai dau? Păi cât crezi tu că Dumnezeu te iubește atât de mult? Păi mă iubește mult. Păi dă-i mult! Păi ce, nu, că Dumnezeu mă iubește mult, tocmai de aia nu trebuie să dau mult, pot să dau puțin. Și zice, îmi zice, tati, zice, m-am gândit sâmbătă să dau daruri o hârtie de 20 de dolari. Și pe aceea zice, m-am gândit eu, băi, e prea mult. Am dat o hârtie de 10. Și pe aceea soția mi-a zis, dă-mă 20. Și am mai pus una de 10. Deci mi-a părut după ceilalți 10, așa că am dat 20. Nu ești mândru de mine? Zic, nu mă, tu ai dat decât 10. Nu, ți-am dat 20. Nu mă, că de 10 ți-a părut rău. Aia nu se consideră, ai dat decât 10. Că Dumnezeu nu ia decât ce dai cu bucurie. Dacă pe ea ai dat cu părere de rău, puteai să nu-i dai. Că oricum sunt binecuvântați, așa că puteai să-i ții. Nu? Cu toată inima te ador, Iisuse. Îmi predau întreaga viață, fraților, Dumnezeu, Iisus vine curând. Iisus vine în realitate. O să-L vedem cu ochii noștri pe nori. Dacă noi nu învățăm să-L iubim cu toată inima, dacă nu învățăm să umblăm cu El, dacă nu învățăm să sacrificăm totul cu bucurie, spune Petru că pământul și tot ce este pe el o să ardă. Nu luau nimic la cer, probabil că iau motocicleta, motocicleta mea n-a făcut niciun păcat, Dumnezeu o să mă lase să iau, în rest nimic. Nu luau nimic la cer! Nu luăm nimic la cer. N-ar fi normal ca zilnic să ne predăm cu totul și să fim dispuși, nu numai să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc, să fim dispuși să dăm tot, sacrificăm tot, timp, nu știu ce, exact ce ne cere Dumnezeu în ziua aia, dacă Dumnezeu zice, uite, vecina ta e gravidă, e gata să nască, e singură, du-te și ajută-o. Păi, Doamne, am trezit de la serviciu. Lasă-mă că eu ți-am dat serviciu. Du-te și ajută-ți vecina. Mâine Dumnezeu zice, uite, vecinul tău are cancer, du-te și fă rugăciune cu el, că omul ăla moare. Doamne, dar plec la școală. Lasă-mă școala, du-te întâi la vecin, că școala mai e acolo, dar când te întorci, vecinul e mort. Școala o să o binecuvintez eu, stai liniștit, că e în mâna mea. Eu pot să ți-o dau, pot să-ți dau 10 școli dacă vreau. Zic și apare școala. Să fie lumină, pum, lumină. Nu? Ai încredere în mine. Pune-mă pe mine, încearcă-mă, pune la încercare să vezi. O să te binecuvintezi, dar nu o să ai loc. Ai încredere în mine. Du-te și ajută. Dumnezeu vrea ca noi să trăim o viață ca Hristos. Amin? Cu toată inima? A zis amin, toată lumea amin. Cu toată inima, numai doi. Amin. Frații mei,
Care este avantajul să ascultăm predică dacă nu punem în practică? Să fim numai ascultători, nu? În loc să fim și împlinitori. Deci, fiul omului în Ezechiel, poporul meu te ascultă cum ascultă la o muzică frumoasă. Te ascultă, apoi se duc acasă, dar nu fac nimic în ce ai zis. Domnul să ne ajute să punem inima, să punem inima cu totul, fără rezervă. Să zicem, Doamne, trezește-mă mâine de dimineață, de vreme, chiar dacă îmi place să dorm, să nu pornesc ziua singur, să pornesc ziua cu studiu și rugăciune. După aceea, mâine, Doamne, deschide-mi ochii astăzi, să văd oamenii stresați, să văd oamenii necăjiți, să mă rog cu ei, să-i ajut și să am încredere în Tine. Doamne, ajută-mă la școală să Te reprezint pe Tine. Ajută-mă la servici să fiu o binecuvântare, un creștin adevărat. Ajută-mă să fiu o lumină. Ajută-mă să mă las folosit de Tine. Amin? Dacă fiecare creștin ar face așa, lumea asta ar ști că noi umblăm cu Iisus. Aia e cea mai puternică evanghelizare, mai bună decât orice evanghelizare. Când viața ta vorbește mai bine decât predica ta. Așa este? Domnul să ne ajute la aceasta. Trebuie să ne oprim aici. Dumnezeu să ne ajute pe toți, pe mine și pe dumneavoastră, să trăim aceste lucruri cu toată inima. Nu de mâine, începând de acum. Haideți să ne rugăm împreună. Tată din cer, noi știm că trebuie să practicăm aceste lucruri, dar într-o societate care este centrată pe sine, în care eu este totul, într-o societate egoistă, într-o societate în care oamenii nu mai le pasă nimănui de nimic decât de ei înșiși, suntem tentați și noi să ne focalizăm pe noi și nevoile noastre. Ajută-ne să fim ca Iisus. Ajută-ne să ne uităm pe noi, să te punem pe Tine, onoarea Ta, lucrarea Ta, ajutorul celor din jurul nostru, salvarea celor din jurul nostru, mai presus decât pe noi înșine. Să iubim pe aproapele așa cum ne iubim pe noi. Să-L iubim pe Dumnezeu mai mult decât orice. Ajută-ne la aceasta că noi nu putem. Dă-ne o inimă nouă, deschide-ne ochii, deschide-ne urechile, ajută-ne să umblăm cu Tine, să ne lăsăm conduși și folosiți. Te rugăm toți cu toată inima acest lucru, avem încredere în Tine că Tu vei ține cuvântul și ne vei purta de grijă pentru că ne iubești. În numele Lui Iisus Te-am rugat și îți mulțumim. Amin.